Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi, la școala de televiziune Dicție.ro, vorbim despre vreme. Am avut o iarnă tare blândă, cu doar câteva zile de ger, pe la munte. Primăvara și-a intrat în drepturi mult prea devreme, iar temperaturile au fost neobișnuit de mari, dar de la 1 martie temperaturile mai scad puțin. În vestul țării, săptămâna viitoare vom avea temperaturi cuprinse între 8 și 15 grade Celsius ziua și 5 grade noaptea. Atenție, vin și ploile! Prin Transilvania pare că avem o vreme normală pentru această perioadă, cu temperaturi de 6 sau 7 grade ziua și minus 3 grade noaptea. Pe aici, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie sau lapoviță. În nordul țării avem 10 grade în termometri ziua și 4 grade noaptea. S-ar putea să plouă, dar cantitățile de apă vor fi slabe. În estul și sudul țării, temperaturile nu se modifică prea mult. Vor fi cuprinse între 5 și 11 grade ziua și minus 2 grade noaptea. Dar e posibil să plouă în fiecare zi. Atât despre vreme. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă urăm de pe acum o primăvară frumoasă. Eu sunt Cezara Constantinescu, numai bine, pe curând!